Isabela, trezește-te, ce faci acolo toată ziua? Mamă! Haide, scumpă, că vin invitații astăzi, prietenii tăi pe la noi și nu vreau să vin în casa ciudat, trebuie să faci curat pe aici, dragă. Mamă! Mă duc la piscină. Scumpă, mi se faci curat, nu se duc la piscină, incredibil. Ce bine afară. Scumpă, am zis să stai aici să faci curat, nu se duci la piscină. Dar mamă, eu nu vreau să mă duc acum să fac gen curat. Dragă, au venit invitații, deci deschide-le ușa. Bine, mamă. Intrați. Bună venișoară, ce faci? Ah, bun ai venit! Vino după mine, hai să mergem să arăt unde stai tu, în ce pat stai. Bine, te stai în patul acesta de aici, da? Bine, stai în patul acesta. Ce fain este! Să-mi las aici bagajul. O să fac o modă, da? Ok. Stai că mai bate cineva la ușă. Da, intră. Hei, am ajuns, scuze-mi. Ce faci? Bine, bună, ce bine că ai venit. Da, îmi place foarte mult la tine acasă. Mulțumesc. Vino după mine. Ok. Uite, aici vei sta tu, în patul acesta. Aici stă verișoara mea. Ok? Bine, o să ne aici. Ok. O să fac o modă. Foarte fain acest pat. Vrem aici canapea? Da, avem canapea normal. Bun. Doamne, cine bate așa la ușă? Da, intră. Bună, am venit. A, bună. Stai puțin. Mamă! Da, dragă, ce e? Unde stă prietena mea cealaltă? Pentru că sunt doar două paturi, iar eu dorm într-unul. Iar tu unde mai dormi? Eu dorm afară, dragă. Mi-mi place să stau la soare. Am zis că toată noaptea să fie foarte cald. Mamă, dar unde stă prietena mea? Nu știu, dragă. Găsești tu un loc pe stai aici, pe canapea, să dormi, nu știu. Poți dormi pe canapea din camera ta? Mamă, dar cum să dormi pe canapea din camera mea? E cum ne-a ajuns acolo? Când ori îl lași acolo, ori îi spun să plece acasă. Bine, stai puțin. Scuze, tu până la cât stai astăzi? Ah, stau până la ora 12 noaptea. Ah, perfect, perfect. Mamă, ia stă până la 12 noaptea. Ah, ok, super, perfect, perfect, perfect. Bine, hai să-i spun. Vino după mine. Ok. Ea este verișoara mea. Mână. Mână. Ea este prietena mea, cum ești tu. Mână. Bună. Așa. Faceți-vă comode. În timp ce eu vreau să testez ceva. Ah, puteți dormi în două pat. Aoleu. Bun. O să fie bine, că pot să dorm cu tine de fișoara mea. Bună! Prietenii-vă și voi, nu știu, faceți ceva. Ok, O, doamne, uite că trebuie să plec la muncă, doamne, ce o fac? Isabela! Da, mamă, ce s-a speriat-o? Trebuie să plec la muncă, dragă, o să rămâne singure. Bine. Hai, pa! Pa, mamă! Ok, haideți să discutăm, să ne împrietenim, să așa. Trebuie să citesc, n-am mai citit de o grămadă de timp. Lăsați-mă să-mi citesc toată cartea. Ce? Cum să citesc toată cartea acum? Abia ești la pagina 21. Haide! Cartea are 30 de pagini. În fine. Ea este cățelușa mea și pisicuța mea. Bun. Ce drăguțe sunt! Mersi!
Tu mai am evadat din pușcărie și acum o să mă duc spre o casă piscină, că aia e cea mai bogată casă. Una singură am văzut și la aceea mă duc. Ați auzit și voi? Da, am auzit. Ați educa la casa aia cu piscină? Ce o să ne facem? Că se duce acolo. Nu știu, pe mine mă întrebi. Trebuie să citim. Da, e dreptate, trebuie să citim. Mamă, dar nu pot să mă țin pe picioare, trebuie să stau aici. Bun, trebuie să ne gândim la un plan. Nu putem să-l lăsăm așa. Adevărat, nu putem să-l lăsăm așa. Mai gândiți-vă. Mi-a dat masca jos. Aolea, nu! Și ceva? N-avem decât. Nu pot să dau în picioare, de ce, dar nu. Trebuie să găsim un plan. Am fugit. Bun, am terminat de citit cartea. Perfect! Hai să lăsăm animăluțele jos. Hai, de data vreau să vin aici. Tu stai cu mine. Pentru că ești băieșoara mea. Ok. De ce stau la tine în brațe? Nu știu, bun. Tu vin aici. Bine. Așa. Ce să mai facem noi? Nu știu, pe mine mă întrebi. Da, nu știu nici eu ce să facem. O să ne plictisim de minune. Ha, am pus acel telefon acolo sus. N-are cum să-l ia nimeni, să sune la poliție. Bun. Doamne, ce-am făcut? Dacă să mă prindă. Ce-a fost asta? Nu știu. Cineva e în casă? E zăpară. Hai să ne ascundem undeva. Unde? Vrei să ne ascundem? Zi. Nu știu, trebuie să găsim un loc. Doamne, ai intrat în piscină, nu știu. Cu hainele! Cu hainele, vrei să mori sau să intri în piscină cu hainele? Adică a doua variantă. Așa mă gândeam și eu. Ascundeți-vă undeva! Toată lumea după copacul ăsta. Dar eu nu mai știu să not. Ce fac animalele astea aici? Ce cu fundița asta? Ce minunăție asta de fundă, că nu pot să-mi dau seama. În fine. E un hoț, nu! Bun. Hai să vedem. Unde ar putea să fie? În apă, oare? Nu. Aici, după umbrelă. Hai să mă apropii. Fugiți în piscina repede, că nu se uită. Nu e nimeni. Hai să mă mai uit. Fugiți! Ne auziți, fugiți. Vreți să vă prindă? Desire! Vino înapoi, verișoară, tu, deja ascunde-te undeva. Asta încerc să fac. Toată lumea să vină, vină, ce faci? Nu știu ce fac, nici măcar eu nu știu. Bun. Ce fac cu masca asta? Nu e nimeni. Incredibil. Știam că cineva. Și unde ori ține seiful ăsta? O, Doamne! E cam foame, o să deschid acest frigider. Chestii. Foarte bun. Bun. Acum trebuie să caut în continuare. Aici erați. Nu! Fugiți! Ce stați? Fugi! Aha. Doamne, nu fuge! Nu fuge, știu.
sunt bun. Cred că tu o să mă ajuți pe mine să fur din casa asta, nu? Nu! Oh, Doamne, ce ne facem? Nu știu. Desire, stai în spatele meu. Anyway, hai să luăm animalele. Bine, bine, hai, ale tu, fărișoara, unde familia eu. Ok, mă mici mai repede. Unde să le ducem? Hei, hai să le punem aici. Ar să aibă aer, oare? Nu știu, nu cred că o să aibă. Știu unde să le duc. Știu că o să aibă aer aici. Știu că au niște crăpături geamantanele tale, ca să știi, verișoară, da? Și le-am pus acolo pentru că au... au deschis ăla, nu? Gata, l-am închis. Ce ne facem? Nu știu. Bun, am zis să mă ajuți. Sper că ți-e foarte clar. Dacă nu mă ajuți, o să... Aole, am omorât un om. O, Doamne! O, nu! Scuze! Doamne, eu mor de pe cineva! Trebuie să-i ascundem cadavrul! Da, dreptate! Să trebuiască să-i ascund cadavrul undeva. Adevărat! Ce e asta? De ce sunt ok dacă e? Cum ascundem un cadavru? E viu! Fugiți! Credeți că m-am murit așa ușor? Oh, nu! Ce ne facem acum? Like și subscribe pentru partea a doua.